Rezultatele recensământului ne arată că suntem un județ mai îmbătrânit și mai sărac. Nici la capitolul atragere de turiști, județul Hunedoara nu excelează, deși acest domeniu a fost scos la rampă de multe ori în ultimii ani de oamenii politici ca fiind salvarea economică a județului. Fostul prefect al județului Hunedoara, Fabio Schiseli, spune că este nevoie de oameni care știu să facă o strategie reală și aplicată în turism, dacă ne dorim să trecem de pragul de mijloc al clasamentului la nivel național. Noi n-am evoluat cu numărul de turiști, cu numărul de noptări spectaculos, adică de la simplu la dublu. Pe când vecinii de-ai noștri, chiar din Ardeal, au făcut lucrul ăsta. Nu știu cum au făcut, că nu mă pricep la turism. Deși se pare că toată lumea se pricepe la turism, dar chiar nu mă pricep. Dar înțeleg un singur lucru. Acolo trebuie făcut o strategie de oameni care știu să facă treaba asta. Și în primul rând trebuie discutat cu cei care facă lucrul ăsta și care sunt așteptările lor. Eu, administrație, nu fac altceva decât fac cadru. Nu sunt cel care, bă, eu generez de toate. Nu merge așa. Un lucru este cert. Pentru treaba asta trebuie să ne așezăm foarte bine la masă și să luăm etapă cu etapă. Cine să se mai așeze, domnule Chiseli? Pentru că s-au tot așezat în ultimii 20 de ani toate culorile politice, toate combinațiile posibile și rezultatul îl vedem. Știți cum am senzația că omul e același, doar hainele s-au schimbat. Adică nu mai am haină galbenă, am haină roșie, dar eu tot ala sunt. Poate că lucrurile trebuie făcute altfel.